Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai importanți și cunoscuți sfinți. Acest fapt se datorează și cunoașterii detaliate a vieții și pătimirilor sale, descrieri care sunt cuprinse în Noul Testament. Biserica noastră prăznuiește astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Marcăm această pătimire a sa prin rugăciune, postire și sobrietate. Din paginile Scripturii aflăm cele despre nașterea Sfântului Ioan, vestite în mod minunat tatălui său, preotul Zaharia, despre misiunea sa profetică de a chema poporul la pocăința pregătitoare venirii împărăției prin Mântuitorul, despre momentul botezului Domnului, când glasul Tatălui Ceresc a confirmat pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu și de asemenea despre predica neînfricată a lui Ioan atunci când condamna derapajele morale ale poporului, ale clasei conducătoare și mai ales ale regelui Irod. Irod, prinzând pe Ioan, citind la evanghelistul Matei, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, căci Ioan îi zicea, nu ți se cuvine să o ai de soție. Și voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime că îl socotea pe el ca proroc. Și Irodiada l-ura, aflând din Evanghelia după Marcu, și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și locrotea. Și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Curajul acesta de a spune adevărul a costat pe Sfântul Ioan viața. Mântuitorul însuși spune despre Sfântul Ioan că el a mărturisit adevărul. Chiar și în temniță, glasul mustrător al lui Ioan se făcea auzit. Sfârșitul Sfântului Ioan a venit prin decapitare. La o zi de nașterea lui Irod, de față fiind toată elita politică și militară, fiica Irodiadei a dansat pentru oaspeți. Irod, uimit fiind de acel dans, i-a spus, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Apoi s-a jurat ei, orice vei cere, de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu. Întrebându-și mama ce să ceară, Irodiada a găsit acum prilejul de a se răzbuna pe Ioan Botezătorul. I-a spus să-i ceară lui Irod capul Sfântului Ioan. Regele s-a mâhnit adânc, scriu Evangheliile, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Ioan a fost decapitat. Ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Despre Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul Hristos a spus, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan.